Cea mai faimoasă stațiune din Banat era luată cu asalt anul trecut de turiștii dorniți de distracție, apă și plaje. Însă, pandemia de coronavirus a schimbat situația, iar ștrandurile din Băile Herculane sunt acum goale. Piscinele exterioare vor fi deschise după data de 15 iunie, desigur, cu respectarea strictă a măsurilor de distanțare. Potrivit specialiștilor americani, noul coronavirus nu trăiește în apa din piscine. Din contră, clorul din apă este fatal pentru noul coronavirus. Dacă scăldatul este sigur, statul la plajă nu este la fel, de aceea condițiile de siguranță nu vor dispărea. Deschiderea ștrandurilor din Băile Herculane este una foarte așteptată. Stațiunea este mereu vizitată, iar ștrandurile sunt foarte importante pentru sezonul de vară.